Legea a fost cerută din mediul privat, a fost și susținută destul de mult de investitori din zona hotelurilor și restaurantelor. Motivele pentru care au cerut această înlocuire practică a impozitului pe profit cu impozitul specific a fost, zic dânsii, pe de-o parte simplificarea. Nimeni declarativ nu a spus că vrea să plătească mai puține impozite. Și pe de altă parte, unii s-au plâns pe bună dreptate că în această industrie sunt prea puțini care își declară și plătesc în mod corect și onest impozitele, ceea ce evident înseamnă concurență neloială. Când spuneți antreprenorii au venit și au cerut, vă referiți la antreprenori mari, antreprenori mici? În general la discuțiile cu autoritățile, fie că vorbim de parlamentari sau minister, participă investitorii mari. Pentru că ei au și capacitate de a angaja consiliere, au și interese, au și poate mai multă determinare pentru a îmbunătăți legislația în domeniul lor. Cine pierde și cine câștigă, de fapt? Dacă ne uităm la formulele după care se calculează acest impozit, și mă refer aici în special la zona de baruri și restaurante, pentru că la hoteluri e un pic mai greu de determinat, ține de situația specifică a fiecărui hotel, în special numărul de paturi. Impozitul pare însă că este așezat foarte dezechilibrat. În sensul că dacă ne uităm la zona din București, care este cea mai scumpă, impozitul variază între 11.214 lei pentru restaurantele sub 30 de metri pătrați. Aici practic vorbim de o cameră, da? Și o bucătărie. Și ajunge, poate ajunge la maxim 38.430 de lei, 38.430 de lei în în cazul restaurantelor de peste 800 de metri pătrați. Adică aici vorbim de restaurante mari și foarte mari, în general cele care au succes, că nu ții un restaurant mare dacă nu ai și vânzare. 11.000 de lei, adică 110 milioane bani vechi, vreo 2.500, aproape 3.000 de euro pe an, este uriaș. Să nu uităm că în 2009 a fost un mare scandal și s-a spus că s-au închis zeci de mii de firme datorită unui impozit de 4.300 de lei, adică de trei ori mai mic decât ăsta. Și nu este deloc normal ca în momentul în care calculezi impactul, calculezi impozitele, așezarea fiscală, să avem situații în care impozitul specific pe metru pătrat, că despre asta vorbim, să fie de 10-15 ori mai mare pentru cei mici față de cei mari. Acolo și marjele sunt mai mari, capacitatea de a obține profit este mai mare. În general, firmele, antreprenorii care au deschis unul sau mai multe restaurante din acestea mai micuțe sunt afaceri de subsistență. Mai e un punct de vedere al antreprenorilor care lucrează în zona asta, și anume că dacă vrei să începi acum, ești din start dezavantajat față de cineva care are deja un istoric, care că vați clientele în, și așa în discuțiile, în discuțiile de la Parlament, și acest argument a fost adus de noi în a susține inoportunitatea acestui tip de impozit. În plus, am atras atenția cu privire la faptul că este un impozit degresiv. Și anume că, adică nici măcar cotă unică. Știm că în trecut am avut impozite progresive. Degresiv avem, înseamnă cu cât ești mai mare, cu atât plătești cât mai puțin, mai mult, raportat la mărimea business. Exact, cu cât la mărimea profitului. Cu cât câștigi mai mult, cu atât plătești mai puțin, procentual. Și evident că suma fiind fixă, dacă o raportezi la o bază mai mare, procentual e mai mic. În al doilea rând, ceea ce până la urmă ține de un anumit tip de politică fiscală, și pentru că noi credem foarte mult în
echitate și în distribuirea uniformă, cât mai uniformă a sarcinii fiscale, nu credem că este oportun să ne mutăm acum fiscalitatea înspre zona impozitelor degresive. Impozitele proporționale sunt mult mai mult mai eficiente și mai rezonabile și mai, până la urmă, fair, drepte. Am atras atenția cu privire la faptul că cei noi intrați în piață sunt dezavantajați. Am atras atenția cu privire la faptul că, nemai având cheltuieli deductibile, acest impozit nu stimulează investițiile de calitate. Am atras atenția că acest impozit nu va ajuta la simplificare, așa cum s-a spus, pentru că trebuie să ne gândim că nu există pe lume doar impozitul pe profit. Avem și TVA-ul. Și intrările și achizițiile și vânzările la taxa pe valoare adăugată, registrele de vânzări și cumpărări, vor trebui ținute la fel ca până acum. Iarăși, nici măcar la calculul impozitului pe profitului net nu se simplifică, pentru că investitorul, ca să poată să-și primească dividendul, trebuie să distribuie dividend. Ori pentru asta trebuie să-și calculeze profitul net. Ori pentru asta trebuie să țină contabilitatea la fel ca până acum. Și fiind vorba și de un impozit pe dividend, și ăla trebuie controlat. Deci nu se simplifică nimic. În ceea ce privește, iarăși am atras atenția că impactul bugetar este foarte greu de calculat, pentru că nu ținem cont de dinamică. Toate analizele, evident, fiind procesul acesta fiind început în 2015, au fost făcute pe 2014. Ori în anul 2015 s-au întâmplat lucruri multe și importante. În primul rând au fost acțiunile foarte, foarte serioase ale antifraudei la începutul anului. Ține minte, în 2015 la început. Se închideau restaurante pentru 2, 3, 5 lei, se închideau florării, se închideau tot felul de business-uri pentru diferențe mai mici sau mai mari. Aceste acțiuni determinate ale ANAF-ului și în special prin intermediul antifraudei au dus la creșterea conformării, la emiterea bonurilor fiscale. În plus, și asta s-a văzut, în 2015 față de 2013, au crescut încasările din impozit pe profit în sector de 7 ori. Bine, 700%. Da, antreprenorii ar putea spune, a spus biciu pe noi, ați venit, ne-ați călcat cu controle. Păi tocmai asta au susținut, tocmai cei care au susținut acest impozit sunt dintre cei care au plătit și impozit pe profit și TVA. Sunt dintre cei care, la care conformarea era foarte, foarte mare. Și ei au venit și pe bună dreptate au zis: domnule, ne-am săturat să plătim numai noi. Hai să plătească toți. Și să înlocuim impozitul pe profit, pe care nu-l plătim decât noi, cu acest impozit specific, pe care să-l plătească toți. Un argument valabil, până la un punct. Să nu uităm că Ministerul de Finanțe și ANAF-ul sunt în plin proces de informatizare, de modernizare. Să nu uităm că suntem în calendar pentru a avea, începând cu sfârșitul anului viitor, casele de marcat cu memorie electronică și modul de comunicație. Adică ANAF-ul va putea ști în timp real cum se emit bonurile fiscale și va face analizele de risc automatizat și vor putea fi făcute controle în mod automatizat, în mod științific, adică te duci după acolo unde sunt lucruri care deviază de la practică. Ori în momentul în care vii și spui: domnule, noi prea multă lume fură și noi ne-am săturat să plătim, eliminați impozitul pe profit și înlocuiți-l cu acest impozit, nu s-a ținut cont de aceste evoluții. Din punct de vedere al așezării sarcinii fiscale, marii perdanți sunt micii antreprenori, marii câștigători sunt cei mai eficienți din zona restaurantelor și hotelurilor, cei mai mari. Inițial, acest impozit trebuia să se aplice doar companiilor cu cifre de afaceri până în 5 milioane de euro. Noi am propus să-l aplicăm ca o formă de simplificare la companiile cu cifre de afaceri până în 500.000 de euro. Adică 2.250.000 de lei noi, ceea ce nu este deloc o firmă micuță.
Nu au fost de acord, evident că ar fi însemnat că persoanele care au susținut-o s-ar fi întâmplat nimic pentru dânsii. Iar în Parlament a fost eliminat complet pragul. Și acum se aplică la toate firmele mari. Mi-a spus într-o discuție telefonică în pregătirea acestui interviu că un lobby foarte puternic a venit de pe litoral. Da, acolo, din păcate, am văzut și niște reacții împotriva mea personală, care eu mi-am exprimat un punct de vedere în acest proces de reglementare, punct de vedere care era același cu cel exprimat acum 3 ani de zile când a început acest subiect cu forfetarul. Țineți minte că doamna Grapini a venit inițial pentru mai mult și pentru spălătorii și pentru servisuri auto și atunci am explicat de ce consider că acest impozit e un impozit de evul mediu. Bazarism România, practic, cu el. Direcția de modernizare este impozit pe profit, măsuri anti-erodare fiscală și TVA. Astea sunt impozite moderne. Și nu întâmplător funcționează peste tot în lume. Ne apucăm noi acum să dăm timpul înapoi. Noi am făcut niște aproximări, pentru că un studiu, un calcul cât de cât rezonabil poți să faci la hoteluri, unde știi numărul de paturi și clasificarea de la ANAT, dar este imposibil să calculezi impactul la restaurante și baruri, că nu știm nicăieri cât sunt suprafețele. Nu avem de unde să le luăm. Din autorizație. Niște autorizații. Păi și cine consolidează? Credeți că există o bază centralizată cu toate aceste autorizații să le iei de la fiecare comună, primărie? Glumiți, nu se poate. Așa nu o să știm niciodată nimic. Nu. Nu s-a putut la Ministerul de Finanțe face o astfel de analiză, n-au făcut-o nici inițiatorii. Noi am atras atenția că nu se poate face farmacie, am făcut niște aproximări. Introducerea acestui impozit pe impact bugetar, așa cum era pe vremea când nu se declarau veniturile, e neglijabil. Dacă însă îl comparăm cu cât ar putea să se colecteze, cât ar fi normal, pentru că e o industrie în care un benchmark de... Te uiți la cei care știi că sunt, că se conformează, vezi cât e marja acolo și extrapolezi la nivelul industriei. Păi, vorbim totuși de o industrie care are 14 miliarde de vânzări. Dacă marja de profit ar fi normală undeva în jur de 10% și nu sub 1% cât este declarată, atunci sumele ar fi cu totul altele. Dacă noi comparăm ce s-a colectat în perioada în care nu se emiteau bonurile fiscale, nu se declarau veniturile, în care marjele erau mai mici, că TVA-ul era mult mai mare, cu efectele acestui impozit, suntem pe acolo. Dacă însă îl comparăm acest impozit cu ce s-a cu potențialul, pierderea e semnificativă. Potențialul venit control mai bun din impunerea unei conformări. Aș vrea să nu încheiem fără a rămâne totuși situația micro-întreprinderilor. Deci, vor plăti sau nu acest impozit? La articolul 1 din lege, așa cum a fost ea aprobată, se prevede că dispozițiile acestei legi se aplică prin derogare de la prevederile titlului 2 din codul fiscal. Titlul 2, imediat. Și cu antreprenor la fel. Nu înțelege titlul nimic. 2 este impostul pe profit. Deci, tragem concluzia că titlul 3, adică impostul pe venitul micro-întreprinderilor, se aplică în continuare. Asta este concluzia pe care noi în Ministerul de Finanțe o tragem după ce citim acest proiect de această lege. O vor trage și cei care vor face controlele? Păi, sau se va lămuri cum? Că nu e regulă că e lăsat așa. Cine cum înțelege după cum citește? Noi dăm soluții de îndrumare. Dacă e nevoie, dăm și norme.
Știți că au mai fost probleme de interpretare și de fiecare dată am intervenit ca să clarificăm. O veți rezolva normele de aplicare ale acestei legi? Măcar ca să știe toată lumea dacă sau nu micro-întreprinderea intră sub impozitul specific sau plătește în continuare impozitul pe venit. După ce ea este, conform legii, ea va intra în vigoare dacă este promulgată și publicată în Monitor Oficial la 1 ianuarie 2017. Corect. Și aveți 90 de zile la dispoziție după publicarea Monitorului Oficial și să faceți normele. Și avem 90 de zile să facem norme. O să facem norme de aplicare și acolo o să clarificăm acest subiect.